Ok, hai să facem prezența. Gina? Aici? Perfect. Și Mickey? Aici sunt. Excelent. Ia să vedem. Matthew, ești aici? Ia să vedem. Ești în clasă? Ah, aici erai. Bun, ia stai puțin. Vai de mine! Ah, ce naiba? A leșinat. Ce s-a întâmplat? Oh, da! Ah. 99, 100. Perfect! Nu-i așa că arăt perfect? Ah, în sfârșit ai ajuns acasă! Fiu, am ajuns întreagă! Gata, ești liber, Smokey! Dar are labele murdare! Nu! Atenție la impact! Smokey, jos! Acum nu mă mai pot duce nicăieri! Uite ce mi-a făcut! Îmi pare rău, Ava! Trebuie să pot face ceva! Să știi că mi-a venit o idee genială! Taie gura unui balon dezumflat! Apoi trage-l peste lăbuța cățelului tău! Perfect! Ce băiat cu minte! Acum ne putem juca fără a ne murdări! Și ce drăguț arată, nu-i așa? Frate! L-a văzut cineva pe băiețelul meu? L-ai văzut? Așa arată! Ia una, te rog! Și spune-le tuturor prietenilor tăi! Mersi! Întoarce-te la mine acasă! Nu o să permit să ți se întâmple așa ceva niciodată! Trebuie să scriu mai multe pe zgarda ta! Stai! Știu ce trebuie să fac! Vezi hârtia asta cerată? Folosește lipici cald ca să faci o bulină în mijloc. Apoi pune o hârtiuță cu numele câinelui tău. Acum adaugă mai mult lipici pe deasupra ei. Să nu-ți fie teamă să pui o grămadă. Acum așteaptă să se usuce și pune o altă bucată de hârtie cerată deasupra. Apasă bine! E gata! Aproape! Ta-da! E perfectă! Prinde-o de o carabină. Acum poți să o pui pe zgardă. Nu o să mă mai părăsești niciodată! Dacă te rătăcești, spune-le să sune la numărul ăsta! Acum du-te la joacă! Începe tu! Speram că o să zici asta! Ok, deja nu mai e amuzant! Stai! Știu ce să fac! Am o ascunzătoare secretă de mâncare pentru urgențe! Aha! Un singur bob de orez! O să am nevoie de o cantitate mult mai mare. Mă întorc imediat. Pot folosi orezul ăsta? Am mai găsit puțin. Ce birou dezordonat! Dar am mai găsit niște orez. Ce faci acolo? Fii atentă! Am un plan. Trebuie să fierb orezul. Bine, cam astea. O să adaug orezul în oală. Apoi o să amestec. Ok, arată bine! Trebuie să fac niște bile de orez! Perfect! Nu-i rău, nu? Era să uit! Mai am nevoie de ceva! Știu! Hai! Am nevoie de bețișoare chinezești! Voilà! E rândul tău! Ok! Orez uscat? Ce-ar trebui să fac cu el? M-am săturat! Alo? Vreau să comand ceva! Imediat! Ce trebuie să fac cu asta? Mă rog, aș putea măcar să încerc! Urăsc pescuitul! De fapt, e chiar relaxant! Oh, am prins ceva! Sper că e un pește mare! Wow, e un peștișor auriu! Dacă-ți dau drumul, mă poți ajuta? Hocus pocus sușius! Wow, ce de sushi! Impresionant! Hai să vedem cum merge! De parcă exista vreo îndoială! Am făcut tot posibilul!
Hei, Precious, cine-i cel mai cuminte coțel? Tu ești! Ți-am adus o gustare specială. Meriți tot ce-i mai bun. Poftă bună! Hmm? Cred că ți-a fost foarte foame. Cum? Cum ai ajuns acolo? M-ai speriat rău! Ok, o să-ți mai dau câteva. Și mai multe? Poftim! Wow, Precious! Trebuie să-ți mesteci mâncarea! Sunt gata, dragule! Pe ce-am călcat? Ce caut asta aici? De ce miroase caca? Ce grețos! Mai sunt câteva? Duc în direcția aia! Ia să văd unde! Ce urât miroase! E din ce în ce mai puternic! Trebuie să scap de asta! Precious trebuie să învețe să-și facă nevoile afară! Stai puțin! Arată bine, nu pot să neg! Fetele de la spa o să mă invidieze garantat! Ia de aici, Precious! Mănâncă tot! Mami mai are nevoie de câteva inele de aur? Arată divin! Dar trebuie să facem ceva în legătură cu mirosul! Încă puțin aici! Ți-am surprins la fix frumusețea interioară, Precious! Minunat! Ce faci, dragule? Hai la mama, Precious! În sfârșit mi-am terminat capodopera! Dragule, e cel mai reușit tablou al tău! Ar trebui expus într-o galerie de artă! Ce zici, Precious? Nu? Prefer lucrările în acuarelă? Îmi pare rău, dragule! Ce critic pretențios! Ups! Uite ce-am făcut! Am făcut tot posibilul! Sunt foarte supărat! O să te las jos, Precious! Nu-i nimic, dragule! Poți oricând cumpăra tablourile altora! Ai dreptate! Doar sunt bogat, nu? Wow, ia uite! Precious, ești un geniu! Arată extraordinar! Uite cum arată! E un talent înnăscut! Schimbarea de ton între alb și negru e perfect! E minunat! Mă emoționează atât de mult! Ce ai în brațe? O pisică? O, nu! În niciun caz! Știi regulile? Nu aveți voie în clasă cu animale de companie! Nu pot face excepții! Trebuie să iei de aici! Ok, bine! Ce ne facem, Peter Kitter? Ce rău e! Nu-mi vine să cred că nu te-a lăsat să intri la oră! Ia stai așa! Pot folosi globul ăsta și rucsacul! O să funcționeze! Ok, o să folosesc rucsacul, jumătate din globul ăsta și un creion. O să încep prin a trasa un cerc peste rucsac. Așa, i-am trasat conturul de jur împrejur. Acum o să decupez cercul. Urmează pistolul cu lipici fierbinte. O să pun lipici de jur împrejurul găului decupate. Am nevoie de suficient lipici pentru asta. Așa, cred că acum am suficient lipici. Apoi o să lipesc jumătatea asta de glob. Dar vreau să o frumusețez puțin. O să lipesc în jur și niște pampoane. Perfect, ce bine arată! Treci în rucsac, Peter. O să te car în spate. Poți să te uiți pe fereastră dacă vrei. Bună ziua, m-am întors. Acum sunt gata de oră. Sigur nu mai ai pisica aia cu tine? Păi, n-o văd niciunde. Ok, acum pot să intri. Da, am reușit să intru cu rucsacul în spate. Ceea ce înseamnă că am intrat cu tot cu Peter Kitter. Vai de mine, ce pisicuță frumoasă ai! Oh, nu, vine proful. Repede, ascunde-o înainte să o vadă. În regulă, se pare că putem începe ora. Oh, sper să nu-ți găsească pisica. Așa, hai să începem lecția de azi. Se pare că nu ne-a prins. N-a bănuit nimic. Vai de mine! Peter Kitter, unde ești? E ok, calmează-te, o găsim noi. Uite acolo, fix acolo.
Peter Kettle, nu! Ce cauți pe catedră? Ha? Ce e cu zgomotul ăsta? Ce se întâmplă în clasă mai exact? Ha? Ce-i asta? O pisică! Știam eu că nu te bănuiesc degeaba! Scuze! Stai pe loc! Sper că nu ai animale cu tine! Ah, nu, nu, n-am nimic! Bine, biletul te rog! Stai puțin! Cine-i aia? Wow! E într-un fel! Biletul meu! E așa înaltă! Ca o amazoană! Poți să intri prima dacă vrei! Wow! Cu ce te pot ajuta? Ah, poftim biletul meu! Mersi! Următorul! Eu? Dar... deja mi-ai luat biletul! Uite, l-ai rupt în bucățele! Bună încercare! Fără bilet, fără film! Hei, dă-te mai încolo! Fă loc pentru fata asta nouă! Of, mă rog, o să mă uit la film singură! O să-mi scoți la iveală prietenul! Bună, Hamlet! Te-am adus la film cu mine! Oh, are un hamster drăguț cu ea! Poți să-l văd, te rog? Ah, da, sigur! E așa drăguț și cald! Ador cât de pufos e! E minunat! Wow! Ai mai adus încă unul? Mi-l dai mie pe ăla, te rog? Nu! Pe Hamnina o țin eu! E preferata mea! Frate, mi-aș dori să mă joc și eu cu un hamster! Ah, Hamnina, ești așa micuță și drăguță! Hei, să-i punem împreună! E drăgălășenie dublă! E cel mai tare film! Ah, uite cum se spală singur Hamlet! Da, ne-am încropit la loc biletul! Uh-oh! Nu! Ok, hai să ne distrăm puțin! Poți să-mi aduci înapoi osul ăsta? Ești gata? Adu-l înapoi! Serios? Ți-am mai explicat odată? Ah, știu! Ați sunat, doamnă? Ah, bun, ai venit! Te rog să-mi aduci înapoi osul ăsta! Încerc să-l învăț pe Precious! Adu-l înapoi! Vezi, Precious? Așa se face! L-am adus, doamnă! Perfect! Dă-i lui Precious! Ce băiat cu minte! Vrei și tu să încerci? Ok! Hai să mai încercăm o dată! Poftim, Precious! E rândul tău! Bine, domnule! Poftim, domnule! E bine, domnule? Sunteți mulțumit? Fac tot ce pot, domnule! Sunt foarte mândră de tine, Precious! Și de tine! Ce bine e! Mulțumesc, domnule! Pot să încep eu? Te rog! Ok! Hm? Ce dezamăgitor! Tu ce-ai primit? Hai să aflăm! Oh, drăguț! Ador mirosul de pâine proaspăt coaptă! Ok, o să fac un sandwich, cred! O să adaug salată! Carnea asta arată delicios! Și evident avem nevoie de niște brânză! Am terminat! Mmm, ia să-l gust! Wow, ce bun e! Hei! Ce vrei? Au, ce-a fost asta? Ai grijă?
E pentru câine. Ah, corect. Știam asta, doar voiam doar să-l testez. Sigur, eu ce pot să gătesc? N-am niciun ban pentru ingrediente. Ah, ce e asta? O bucățică de pâine. O pot folosi, e mai bună decât deloc. Dar mai am nevoie de ceva? Ah, o să folosesc resturile rămase de la Sunny. O să pun carnea peste pâine și deasupra o să adaug bucățica asta de salată. Nu arată foarte apetisant, dar aia, da! Brânza, nu șoricelul. Stai așa, amice! Dă-mi brânza aia! E-a mea! Îți rămân datoare! Ok, am o bucățică de brânză și o răzătoare miniaturală. Acum pot să-mi termin mini-sandwich-ul. Nu arată rău deloc. Sunt chiar mândră de rezultat. Ești invidioasă? Vezi să nu. Ok, e timpul pentru jurizare. E clar cine e câștigătoarea. Yuhuu! Bine, accept egalitatea. Aș putea da scroll așa toată ziua. Dar ce-ar face săracul Smokey? Ce vrei să facem? A, sigur vrei să ne jucăm. Hai! Uite! Smokey, prinde! Nu? Nu ai chef de jucăria aia? Dar ce zici de asta? Mingea ta preferată! Nu vrei? Ce deprimant! E interesat doar de gustări, nu-i așa? Știu exact ce trebuie să fac! Smokey e foarte pasionat de gustări, mai ales în combinație cu jucăriile! Fă o tăietură într-o minge de tenis. Apasă pe minge și bagă acolo gustările preferate ale câinelui tău. Asta o să-l mențină ocupat ceva timp. Gata! Ești gata? Uite ce am pentru tine! Adu înapoi! A funcționat! Sigur a simțit mirosul de mâncare! O să-l mențină ocupat ceva timp. Și e și distractiv. Asta e clasa mea. Și e un semn pe ușă prin care se interzice accesul cu animale. Dar găsim noi o soluție. Nu-i așa, Pepene? Ce tare! Acum ești complet invizibil. Așa ne putem furișa la ore. O să folosesc tehnologie cameleonică. Așa. Ăsta e tot echipamentul de care am nevoie. O să mă îmbrac și o să trec la treabă. Așa. Acum o să-mi pun și gluga. Da! Și o să apăs pe buton. Gata! Sunt invizibil! Fix ca Pepene, cameleonul roșu. Da! Ce tare! Acum o să intru pe furiș la ore. Dar tot trebuie să fac liniște. Nu vreau să mă vadă doamna profesoară. Au! Oh, nu! Sper că nu m-am dat de gol! Ha? Ce s-a auzit? Nu văd nimic. Nu știu ce a fost. Cred că mi s-a părut. Ah, da, n-am închis. Piuh, era cât pe ce să fiu prins. Ok, o să avansez. Trebuie să am și mai multă grijă. Oh, nu! Trebuie să merg la baie. Am mâncat un burrito la prânz. Oh, burta mea! Acum mă simt mult mai bine. A ce miroase? Vine de la mine? Nu cred. Poate vine de la coșul de gunoi. Nu-mi vine să cred că nu m-a prins încă. Mă simt ca un super erou. Sau poate ca un super spion. Uite ușa, aproape am intrat. O să-mi împing încet. Ha? Ușa asta s-a deschis cumva singură? Cred că nu. Da, am reușit. Am intrat în clasă. Mersi de ajutor, Pepene. Așa, iau pauză pe bancă. Dar să nu spui nimănui cum am reușit să facem asta. Se pare că Armani se joacă. Pare că se distrează de minune. S-a anunțat în sfârșit verdictul în procesul ăla. Ce naiba? Ce s-a întâmplat în camera asta? E un dezastru! Armani! Știu că tu ești de vină. Ah, câine rău! Acum trebuie să fac curat peste tot.
Vezi asta, Armani? Sunt nevoită să scot la înaintare armamentul greu. Exact, mătura bună. O să am nevoie de ea pentru dezastrul ăsta. Știi ce? Cred că trebuie să te înveți minte. Exact, cred că e timpul să încep să faci curat singur. Oh, Armani, n-ai auzit ce-am spus? Hei, unde pleci? Mă lași să vorbesc de una singură? Singură? Altă jucărie? Nu, acum nu ne jucăm. Exact, acum facem curat. Vino încoace, hai să-ți arăt. Vreau să cureți toate gunoaiele astea. Fix așa, înțelegi? Nu cred că funcționează. Stai puțin, știu ce pot să fac. Pot să curăț pe jos folosindu-l pe Armani. Mai întâi te trag încoace, apoi încolo. Of, ok, acum înapoi aici. Hai, Armani, ajută-mă să fac curat. Ce faci aici? Ce faci cu puiul meu prețios? Tu trebuie să faci curat, folosindu-ți mâinile, nu pe Armani! Treci înapoi la treabă și lasă-l în pace pe Armani! Treci înapoi la treabă și lasă-l în pace pe Armani! Crede că are un câine extraordinar, dar uite ce mizerie a făcut! Nu vine să cred că trebuie să fac asta! Fiu, aproape am terminat! Hm? Ce părere ai de casa asta, Armani? Vrei să ne construim și noi una la fel? Armani nu poate să citească. Ce rost are revista aia? Unii au câini, dar eu prefer păianjenii. Doar un bilet, te rog. Pot să intru cu mingea? Vai de mine! Ah! Care-i faza cu fata aia? De mine vorbești? Relaxează-te, am bilet. Un păianjen? O să ne mănânce pe toți! Serios? E otrăvitor? Ugh! Pleacă de aici! Da, bine. Ce băiat bun! Ce ciudat sunt oamenii! Și-a uitat mingea! Asta-i soluția! Iuhu! Sunt pregătită pentru filmul ăsta! Hai la film! Îmi plac filmele, îmi plac mult! Îmi plac filmele ție, nu? Ups! Hai, intră! Oare auzit? Ce jenant! Nu vine să cred că a funcționat! Poți să ieși acum, păianjenule? O să-ți placă mult filmul ăsta! Soarele e chiar puternic azi! O vreme perfectă pentru bronzat! Dar e important să te hidratezi! Da! Oh, nu! Ai rămas fără apă! Vrei și tu? Sunt un tată de câine atât de bun! Suntem doar doi amici în timpul verii! Ha? Cum de-ai terminat-o deja? Dacă insiști... Ce bine că am adus sticla mare! Ce mai e acum? Nu se poate! Doar atâta mai am? Sau nu? Am o idee măreață! Începe cu niște lemn. Apoi pune bandă dublu adeziv aici. Și lipește o altă bucată așa. Apoi întoarce-le invers. Și acum apa! Vezi ariciul ăsta? O să țină sticla deasupra bolului. Gata! Aproape că uitasem dopul. Să curgă apa, prietene! O să ador chestia asta, băiete! Perfectă pentru o zi toridă ca asta! Ah, cu plăcere! Wow, mai lasă puțină și pentru peștișori? Sau nu? În fine! Nu mă luam seamă! O nouă zi, o nouă masă pentru căței! Rani? Oare unde e? Sigur se ascunde pe undeva! Unde ești, micuțule? Aici nu e! Oare îngropat iar în rufele spălate? Sau poate se joacă afară? Nu! Oare unde a dispărut Ronnie?
Văd niște urme de blană și duc direct la dulap. Ești aici? Aha! Ronnie! Eram sigură! Ai rămas blocat aici? Era să-ți ratezi momentul preferat al zilei! Și ți-am pus niște gustări în plus în bol! Oh! Oh, ce de blană! Ce de păr lasă cățelul ăsta! E peste tot! Am toate hainele pline de fire! Ronnie, am nevoie de o explicație! Vino înapoi! Ronnie! Nu te-a mai periat de mult ca la carte? Nu înțeleg cum te n-ai chelit încă! Ce crețos! Uite ce de blană! Deja am nevoie de altă perie! Sau aș putea să fac pe asta să fie mai eficientă! Ia o șosetă de nylon și pune-o peste peri! Apoi apasă șoseta pentru ca toți perii să treacă prin ea! Acum când îți speriezi cățelul, trebuie doar să dai șoseta la o parte și scapi de toată blana adunată! E ca nouă! Acum ne putem strânge în brațe pentru că nu mai ne pârlești! Te iubesc mult de tot, părosule! O să mai trasez câteva tușe de culoare aici! Oh, nu! Armani! Te-am murdărit de vopsea pe coadă! Nu se poate așa ceva! Da, domnișoara Betty! Vai de mine! Sigur! Vino cu mine, Armani! Hai să te curățăm! Bună ziua! Avem o urgență canină! Armani are vopsea roz pe coadă! Vai de mine, ce băiat drăguț! Ce fățucă simpatică are! Așa, Armani, intră în piscina gonflabilă! Trebuie să te curățăm! Bravo! Puh, nu funcționează! Ai dreptate! Hai să-l spălăm cu furtunul mai bine! Cred că o să ne ajute! Așa, ce băiat bun! Și nu-l deranjează deloc că e udat! Ok, e suficient de ud! Acum o să-i șamponăm blana! Și să nu uităm să-i masăm lăbuțele! Bravo, Armani! Scutură-te de pământ și de apă! Acum avem nevoie de un prosop! Trebuie să-l uscăm bine! Așa! Te simți mai bine, nu-i așa, Armani? Nu mai ai blana udă? Usucă-i capul ca să-l pot masa pe obraj! Da, fix așa! E bine, Armani? Relaxează-ți mușchii cât timp îți fac masaj! Acum o să-ți masez și gâtul! Sigur sunt tensionați de la zgarda aia! Nu uita să-i perii și blana din spatele lăbuțelor! O să-ți filesc și gheruțele! Armani, puiule! A venit mami să te ia acasă! Poftim? Ce-i asta? Nu e bine deloc! Ah, serios? Îmi cer scuze! Puiul meu e un rege și trebuie tratat ca atare! Da, domnișoară! Ah, acum e mult mai bine! Un papion aurit și o coroană, exact așa cum merită! Hai, Armani! Mami are treabă! Fiu, ce greu a fost! Wow! Oh, ce adorabil sunt puii ăștia de găină! Hei, vrei să vii acasă cu mine? În regulă! Ah, ce rapid m-am mișcat! Sper la 1 milion de vizualizări pe TikTok! Nu te supăra! Ah, scuze! Ce-i asta? De la o pasăre? Și asta ce e? Puiul meu! Ah! De ce țipăm? Ah, era cât pe ce să mă prindă! Îți vine să dansezi așa pur și simplu? Da, tot timpul! Ha! Puiul meu! Șapca mea! Treci înapoi înăuntru! Ce ciudat! Ah, oh, ce drăguț e! Ah, ăsta? E un animal, nu-i așa? Ieși afară! Aoleu! Ce pompoane are! Pe curând! Scuze că a trebuit să asiști la asta! Trebuie să-mi hidratez scalpul! Ah! Ce ținută fabuloasă! Wow! Nu ascunzi nimic! Evident că nu! Biletul nu e ciudat! Poți să intri! Nu ți-e prea cald acolo? E timpul pentru primul tău film!
e foame? Bon appetit!